Ursuleț este timid. Ilustrații de Gary Fleming. Când e timid, ursulețul își ține ochii în pământ. Nu vrea să stea de vorbă cu nimeni. Când toți ceilalți se joacă, ursulețul e prea timid ca să-i roage să-l primească și pe el și se simte singur. Dacă ești timid, e foarte greu uneori să vorbești cu alții, mai ales când toți ceilalți se simt bine. Ursuleț simte uneori un nod în stomac când trebuie să cunoască lume nouă. Are senzația că o puzderie de fluturaș îi zboară prin burtică. Ursuleț se simte timid când alții îl cheamă la joacă și e puțin speriat când știe că nu va dormi acasă. Dacă e invitat la o petrecere, ursuleț e prea timid ca să se ducă. Ursuleț se simte timid când învățătoarea îi pune o întrebare. Parcă își uită toate cuvintele. Se înroșește la față și nu știe încotro să privească. Începe să se bâțâie pe scaun. Ursuleț se simte timid când toată lumea joacă un joc nou. Se teme să nu greșească. Ar vrea să stea tot timpul lângă mama lui, ca să se poată ascunde după ea. Nu te teme, ursuleț. Toți suntem timizi uneori, spune mama. Dar e important să fii curajos și să încerci să te alături celorlalți ca să-ți faci prieteni și să înveți lucruri noi.